GadgetReport.ro relatează că printre candidații cu nume exotice pot fi regăsiți Darth Vader, Chewbacca, Palpatine, Padme Amidala și maestrul Jedi Yoda. Cu toții se află pe lista Partidului Internetului din Ucraina, o formațiune obscură, dar cu priză, mai ales la publicul tânăr, în condițiile în care militează pentru dezvoltarea economiei pe baza noilor tehnologii și cere măsuri extreme pentru eradicarea corupției. În campania electorală, membrii partidului, îmbrăcați în costumele din Star Wars, au fost în diverse localități pentru a promova doctrina Imperiului. Potrivit jurnaliștilor, Darth Vader nu se află la prima aventură electorală. În aprilie a vrut să candideze la președinția țării, însă Comisia Electorală Centrală nu i-a avizat candidatura. Unii analiști politici nu exclud varianta ca prezența pe liste acestor candidați cu nume exotice să fie de fapt o metodă prin care Moscova încearcă să minimizeze impactul scrutinului electoral din fosta Republică Sovietică. În curând vom putea să respirăm sub apă fără butelii de oxigen. Cercetătorii de la University of Southern din Danemarca au creat o substanță capabilă să absoarbă oxigenul din apă și să-l stocheze în cantități impresionante, iar apoi să-l distribuie către cel care are nevoie. Substanța obținută prin sinteza cristalină are o asemenea concentrație încât într-un recipient de mărimea unei găleți se poate înmagazina oxigen suficient pentru o cameră, timp de 24 de ore. Pe viitor, de exemplu, scufundătorii nu vor mai trebui să care cu ei sub apă buteliile clasice de oxigen. Substanța din mască va extrage instantaneu oxigenul din apa mării, iar imersiunea va atinge limite de nebănuit, a declarat profesorul Christine McKenzie. Componenta cheie a substanței minune este cobaltul, modificat la nivel molecular. În curând vom putea transfera bani prietenilor cu ajutorul Facebook-ului. Potrivit GadgetReport.ro, în codul aplicației Facebook Messenger există un modul care ne va permite să facem transferuri financiare. Noua facilitate, aflată încă în dezvoltare, a fost descoperită de un student de la Stanford, Andrew Odd. Presa internațională comentează că prin noua facilitate, Mark Zuckerberg va încerca o lovitură ambițioasă în piața serviciilor financiare. Asta în condițiile în care Facebook are 1,3 miliarde de utilizatori, iar numărul acestora crește puternic de la o lună la alta. Ca să înțelegeți dimensiunea afacerii, gândiți-vă la comisionul pe care Facebook l-ar încasa dacă utilizatorii vor folosi Facebook pentru a trimite și primi bani și vor renunța la PayPal sau la MoneyGram. Nu este exclus că aplicația să poată fi folosită și pentru achiziția de diverse obiecte și servicii de pe internet, sugerate, bineînțeles, prin publicitatea de pe Facebook. Facebook lucrează deja cu o soluție de plăți online folosită în principal de utilizatorii care vor să-și promoveze afacerile pe internet. Dacă se va implementa la scară largă, cu siguranță va fi unul dintre cele mai mari sisteme de plăți online din lume. Facebook nu a dorit să comenteze informațiile apărute în presă.